În timp ce majoritatea dintre noi ne sufocăm sub arșița greu de suportat, mai ales în orașe, există o categorie de oameni care duc o viață de invidiat, fără griji și deloc interesați de gradele din termometre. Vorbim despre un număr din ce în ce mai mare de familii care, în lunile de vară, locuiesc în rulote pe care le pot muta oriunde și de câte ori doresc în mijlocul naturii. Superb, superb! De asta vrem să stăm mai mult și să revenim iară din nou, pentru că este extraordinar de bine. Domnul Vasile este din București și de o săptămână locuiește împreună cu soția sa în micuța comunitate de rulotiști din apropierea vulcanilor Noroioși. Aici s-au strâns peste 10 familii care au de gând să poposească cel puțin 3 săptămâni la umbra dealurilor împădurite de la curbura Carpaților. E răcoare așa de bine dimineața și păsările cântă așa de frumos. Toate păsările posibile cântă. Și privighetorile, vrăbiuțile, nu știu de ce, dar cântă cucu și acum. Nu știu de ce. Foarte frumos este. E super. Și o cafeluță n-are, citim câte o carte. Vasile și Sița obișnuiesc de peste un deceniu ca, imediat ce vara își face simțită sosirea, să plece departe de orașul topit de caniculă. Condițiile oferite de rulotă îi fac pe cei doi pensionari bucureșteni să uite pentru multă vreme de confortul casei din oraș. Ibricul, ne facem ceaiul, ne facem cafeluță. Avem și miere de albine. Avem, avem. Aici totul este sănătos, natural. Sănătos, da, da, da. Asta este. Și ciorbica am făcut. Sigur că am luat brânză și aici, din vale, așa, am luat lapte, am luat de toate. E la câțiva kilometri din asta și putem un să... Un magazin. Produse tradiționale, da, 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 putem toate, de toate. Toate și avem aici, avem un butelie. Avem frigiderul unde putem să ținem la rece. Nu ne vine să credem cât de curat e aerul și cât de bine, mai ales dimineața când ne trezim, e raiul pe pământ. E super, super, super. Nu se compară oraș cu ce e aici. E, primul rând că este... foarte, foarte deschis, sunt peisajele astea care te îmbie să pleci, să te plimbi, să nu stai pe loc. Locuința pe roți în care Vasile și Sița își vor petrece vara este suficient de spațioasă, spun cei doi. Este aranjată precum o garsonieră, se mândrește proprietara ei. Confort. Avem și unde să ținem hainele. Aici aici e frigiderul, aici e unde ținem, uitați, de veselă, de veselă, da, da, da. Aici e frigiderul, aici e tot așa veselă, pe acolo ceafuri, schimburi, e de toate. Cei mai mulți dintre vecinii soților Vasile și Sița sunt bucureșteni. Au ales campingul de rulote de la Vulcanii Noroioși pentru peisajul unic și oferta generoasă de obiective ușor de vizitat. Domnul Victor, un bucureștean de 71 de ani, ne mărturisește că el și soția sa veniseră hotărâți să stea doar câteva zile. Au decis să-și prelungească șederea când au descoperit binefacerile locului. Față de București, această zonă a Buzăului este mult, mult, mult mai răcoroasă, mai ales noaptea. Este o diferență de temperatură între zi și noapte, chiar mare. Noaptea se poate dormi extraordinar. Este o atmosferă și un cadru extraordinar de a petrece o vacanță. Este o rulotă de 4 persoane. Aici pot dormi și chiar 3 persoane. În față, acolo în spate, se face din masă, se face tot un pat care poate să mai doarmă 2 persoane. Aici avem aragazul, unde gătim mâncare, chiuvetă pentru spălat vasele. Avem dulapuri de
unde poți să ții tot felul de lucruri. Avem baia cu veceu. Aici. Deci aici așa este baia cu veceu, se scoate frumos, asta se poate să faci duș. Pe toată perioada verii ne bucurăm de prezența foarte multor rulote și camper. Ei vin în general pentru spațiu foarte, foarte deschis, cu multe verdeață, aer liber, nu zgomot, nu canicula din orașe și, în primul rând, pentru facilitățile pe care le pune la dispoziție. Campingurile sunt preferate de cei mai mulți rulotiști pentru siguranța oferită și utilitățile de care pot dispune contra cost. Pentru o taxă unică de 100 de lei plus 25 de lei pe zi, turiștii campați își pot racorda rulotele la rețeaua de curent, apă și internet.